Așchia nu sare departe de trunc, mai ales când o veți vedea pe Mariana Ionescu Capitenescu împreună cu fiul ei, Anthony. Sărumâna. Bine v-am găsit. Ce faceți frumos? L-am adus cu mine că n-am putut să vin singură. Nu. Adevărul că la cei în București aveai nevoie de un ajutor. Bun găsit. Bine ai venit. Doamnelor și domnilor, avem de a face aici cu o mamă fericită și cu un băiat foarte talentat, nu? Mulțumesc, da. Exact. Care-i treaba? Cum de a venit, de a ajuns el în această zonă? Pentru că e băiatul meu și s-a gândit să facă și el muzică și cred că el poate să spună. Eu nu am început pe drumul ăsta din prima, am fost la facultate în Elveția de business, dar după mi-am dat seama că ăsta este de fapt drumul pe care vreau să-l iau în viață și pentru asta sunt menit. Păi da, asta e foarte tare în sensul în care tu nu ești artist care ești pur și simplu plutești cu capul în nori. Are facultate de business omul, deci știe să exact cum să procedeze. Știu să mă și vând cumva. Aia e treaba. Foarte, foarte, foarte bine. Și eu sper să se ocupe și de managementul meu, al carierei mele artistice cu timpul, știi? Adică să zică, mami, ușor, hai că te mai ajut și pe tine. Ușor, știi? Ușor. Întâi să îmi găsesc eu drumul și după poate te ajut și pe tine. Ce ai moștenit de la mama ta? Deșteptăciunea, pot să spun. Wow. și talentul muzical. De la tata? De la tata tot la fel, să știi, inteligența. Am niște părinți foarte inteligenți și... E adevărat, da. Îi știm, îi apreciem. Și le mulțumesc pentru asta, că mi-au dat ceva foarte special. Bun, cum ai ales genul de muzică pe care îl abordezi? Am ales genul de muzică prin ce ascult eu. Eu ascult foarte mult reggaeton, muzică din Spania, din Franța și din Albania mai nou și am vrut să aduc ceva mai inedit la noi. Da. Exact, ce nu prea se cântă acum, o combinație și dacă asta ascult eu, am spus că vreau să fac ce îmi place mie. Mama își dă, adică are păreri, spune, fă așa. Are păreri, a fost și pe TikTok un mic scandal cu noi, deoarece a pus ea un videoclip în care își exprima nemulțumirea față de ce cânt eu. Așa. Am fost surprinsă de stilul pe care și l-a ales inițial. Ea voia să cânt muzică populară sau muzică clasică, ca să-ți dai seama. Adică... Dar tu nu ești nebunit după muzica populară. Nu că nu sunt nebunit, nu îmi place. Mai dansez pe muzică populară și când cântă ea, îți dai seama. Nu că nu e adevărat, nu că nu-i place. Nu își dorește să cânte. Nu dorește. Pentru că nu ai zis niciodată că nu-ți place muzica populară. Îmi place, dar nu pot adică, să spun. Adică, cum a spus omul, că nu... Sunt multe genuri muzicale care sunt în fața muzicii populare pentru și, mine. Sau muzică clasică vrei tu? Păi asta a studiat când era mic. Păi da, el a studiat muzică clasică. Și Marcel Pavel a studiat muzică clasică, dar cântă alt fel de muzică, pop, exact. În zona asta mai etno, mai are, a cântat și clasică, Marcel. Bun, acum ești mulțumită, da? Parțial. Dar de ce? Deci, păi de, nu trebuie... Câți ani ai, Antonio? Lasă-l, l-aștept să se canalizeze, să văd așa mare, ce... Nu? Ce traseu o să nu urmeze. Mă iau eu după ce spune ea, o ascult, îi ascult părerea, dar eu până la urmă fac ce îmi place mie. Așa. E bine să fii pe drumul pe care l-ai băiatul cuiva? Adică nu neapărat al Marianei, știi? Da, știu. Florin Piersic junior, Ștefan Bănică junior. E bine să fii băiatul cuiva sau nu? Pe de o parte este bine, pentru că... Te întrebi și de ce simți tu și ce ai trăit. Da, asta îți răspund și eu cu inima, că pe de o parte este bine, sunt multe avantaje, mai ales numele și că sunt deja în atenția publicului de la început, dar totuși e umbra asta în care... Sunt la început. Se face comparația. Exact, până când mă lansez eu mai bine, e umbra aceasta că sunt băiatul cui sunt. Dar este bine, da. Uite, sunt zone diferite. Florin Piersic junior fac lucruri total diferite. Unul de cealaltă joacă, dar unul într-un fel și altul într-un fel. Fiecare valoros în felul lui. Da. Foarte valoros. Deci, dacă băiatul nu vrea să cânte muzică populară, joacă-o pe asta, n-ai încotro. Da, eu nu pot spune că nu mă bucur că el face muzică.
Pentru că era normal să facă muzică dacă toată viața lui de până acum a stat lângă mine și a ascultat muzică, a fost direcționat să studieze muzică, dar vreau să facă ceva extraordinar. Deci să fie extraordinar. De unde știi tu că n-o să n-a găsit băiatul drumul? Nu vrei, auzi? Nu mai e băiată, băiat, e om mare. Vreau să te aud cântând, da? Hai să cântăm. Doamnelor și domnilor, Anthony se află în fața dumneavoastră, te invit acolo la locul nostru de cântare. Până atunci să ne povestească domnul Salomia dacă a terminat mâncarea, să-i dăm. Suntem gata, dar acum făceam Mariana e degustător de elită la noi, te rog frumos să faci față. Îi așteptăm, îi așteptăm aici. Deci întotdeauna când vin aici nu mănânc câteva ore pentru că vreau să văd ce gătește. Oricum, deja lumea să pregătește. De fiecare dată mi-a plăcut ce ai. Cred că nu sunteți singura, am observat noi o chestie. Are și de post, are. Da, are și de post aici. Pregătit, post. Da? Bravo. Anthony, doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră, vreau să ascultați cu mare atenție. Pe stradă când mă vezi, din priviri mă filtrezi. Dar n-ai curajul să vii mai aproape, să-mi spui că mă visezi. Cine s-ar fi gândit că doi copii din același bloc se plac? Ne vedeam, doar ne zâmbeam, ne ascundeam după copac. Rușina să nu știe blocul ce se petrece între noi. Cât de tare arde focul în amândoi. Acum că am crescut, nu știu cum să îți zic, și eu te plac de mic. Pe stradă când mă vezi, din privii mă filtrezi. N-am curajul să vii mai aproape, să-mi spui că mă visezi. Cerut mâna mai de mult, dar poate am curajul într-o zi. Simt o energie între noi profundă, dar momentan rămânem la a fi. Acum că am crescut, nu știu cum să îți zic, și eu te plac de mic. Pe stradă când mă vezi, din privii mă filtrezi. N-am curajul să vii mai aproape, să-mi spui că mă visezi. Aș vrea să mă opresc, dar și eu mă feresc. Să recunosc cât îmi place de tine, că și eu te doresc. Pe stradă când mă vezi, din priviri mă filtrezi. N-am curajul să vii mai aproape, să-mi spui că mă visezi. De tine, că și eu te doresc.